avem șanse să scadă tarifele la gaze în Republica Moldova? Ce... Să avem și noi un fel de satisfacție că suntem partea Uniunii Europene, a lumii europene. Haideți totuși să nu vorbim foarte mult despre ce se întâmplă pe piață, pentru că este foarte volatilă. Deci am avut cu adevărat două zile în care prețul s-a dus mult în jos, apoi, spre exemplu, ultimele două zile a crescut. Evident că a crescut. Care era prețul, dacă vă amintiți? Cred că cel mai mic preț pe care l-am văzut pe bursă era de aproximativ 630 de, de dolari. Așa, da. Și noi care este prețul pe care îl avem la gaze în tarife? Deci prețul la gaze în tarife este mai corect, pentru că în tarif nu este doar prețul gazului achiziționat, dar este și costul transportului, distribuția, furnizarea, inclusiv deveri negative acumulate pe parcursul timpului. Știu, dar vă întreb anume la gaze. La gaze mai corect ar fi să spun care a fost prețul la care Energocom a vândut gazul către Moldova Gaz în luna decembrie. Deci de aproximativ 1200 de dolari. Acesta a fost prețul care a fost vândut. Pentru luna ianuarie prețul va scădea, pentru că ce am achiziționat în luna decembrie și ianuarie prețul a fost mai mic. Așa cum am anunțat de mai multe ori, eu deja am solicitat și așteptăm de la Andrei o analiză să ne spună dacă sunt premise pentru scăderea tarifului. Dar cât ar trebui să fie, cu cât va fi vândut de Energocom în ianuarie gazul pentru... Deci ei acumulează toate facturile și se va aduna prețul mediu de achiziție plus transportul, depozitarea, pentru că au fost mai multe costuri, nu doar prețul de propriu-zis de bursă. Și mai mult decât atât, trebuie să înțelegem că ce vedem noi pe bursă nu este prețul de fapt a gazului. Dar noi înțelegem că mai sunt și cheltuielile exact. De transport, da, pentru care... Moldova mai sunt și de depozitare. Inclusiv, da. Și noi, iar noi folosim acum gazul care a fost cumpărat pe parcursul anului trecut și în primele 10 zile ale lunii ianuarie. Respectiv, eu mai văd tot felul de opinii că toată lumea știa că prețul va scădea, ceea ce, haideți să fim serioși, nu este adevărat. Ori putem să... Cum putem noi să ne dăm seama dacă știa, nu știa, dar trebuia să știe sau nu? Dar nu avea cum. Ați calificați? Sunt suficient de buni, da, ca să-și dea seama? Eu cred că sunt suficient de buni, pentru că pe Energocom sunt consultați de experți în trading de la companii serioase din domeniu, sunt consultanți a Uniunii Europene care urmăresc și eu am publicat și graficul prețului pe achiziția BERT. Și dacă ați văzut, am cumpărat sub piață în mare parte a cazurilor. Și revenind la tarife, ele vor scădea sau nu? Și când mai probabil că vor scădea? Încă o dată, repet, deci trebuie să ne răspundă Andreu. La moment, din ceea ce vedem noi, ar fi un motiv să se reducă tariful, nu cu foarte mult. Cu cât? Iarăși, aproximativ procentual. Procentual, cred că între probabil 10%, în jur de 10%. Deja din luna ianuarie? Sau din februarie? Probabil din februarie. Așa. Și când veți merge la Andrei să... Da, nu mergem noi la Andrei. Noi am făcut o... Da, merge Moldova Gaz, nu? Sau Andrei din oficiu va putea spune că uite, este premiză pentru reducerea tarifului și să o aplice. De ce va depinde dacă asta se va întâmpla? Din calculele pe care le va prezenta, le vor avea în funcție de prețul mediu pe care, cu care Energocom va vinde gazul către Moldova Gaz. Calculele le va face? Energocom. Și le va transmite? Da, le va oferi aceste date Andreiului. Așa. Fără a avea și solicitarea de a revedea. Nu, s-ar putea să fie solicitarea. Deci, repet, asta este munca Andreiului, nu este munca Ministerului Infrastructurii. Da, dar Andreiul va decide în funcție de ce fel de cifre sau argumente veți pune pe masă. Da? Că el de aici pornește. Da, cu siguranță în funcție, v-am spus încă o dată, în funcție de prețul mediu a gazului cu care Energocom va vinde către Moldova Gaz.